fratele meu, domnul pastor Tuțac, m-a rugat câteva luni în urmă să scriu câteva gânduri, cuvinte despre Muzeul Bibliei. Eu am început cu o întrebare, să zic, esențială. Se pune întrebarea, oare este legitim Muzeul Bibliei? Oare Cuvântul lui Dumnezeu chiar este în trecut? Este un lucru care, un lucru muzean? Și cei care citesc Cuvântul Domnului, Biblia, de fiecare zi, știu răspunsul, pentru că Marele Reformator, Luther, Martin Luther, a spus așa, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia, nu este nici antică, nici modernă, ci este veșnică. Amin. Și cei care cred în Cuvântul lui Dumnezeu și văd și printr-un muzeu pentru care vă felicit din inimă și vă doresc multă binecuvântare pentru această inițiativă și idee, să fie un mesaj important, un mesaj cu impact puternic către Lugojeni și către toți frații noștri din acest moment. Dumnezeu să vină. Și Paște fericit, fraților!